să se calculeze limită când x tinde la infinit din x minus x pătrat ori logarit din 1 plus 1 pe x, atât. Observați că dacă x tinde la infinit, ăsta tinde la 1 pe infinit tinde la 0, tinde la 1, logarit din 1 tinde la 0, iar ăsta este infinit, caz de nedeterminare, da? Și atunci trebuie să văd cum să o, cum să o păcălesc pe asta. Știți cum aș face-o? Ia, să încerc să dau un x în factor, să vină limita când x ne la infinit din x pe lângă 1 minus x, ori logarit din 1 plus 1 pe x. Dar știți ce aș face aici? Nu pot să aplic, evident, L'Hôpital. Hai să fac o substituție. Uite, de forma x egal cu 1 pe y, și zice că mi-apare aici, ca derivat după aceea logarit din 1 plus y, dacă fac cu L'Hôpital, să iasă frumos. Ca așa 1 pe x, ăsta îmi dă minus 1 pe x pătrat și s-ar putea să nu mai termin niciodată. Dacă x-ul tinde la infinit, observați că y-ul tinde la 0. Deci dă limită când y tinde la 0 din cine? 1 pe y, și am pus în evidență numitorul ăla de la L'Hôpital. 1 minus 1 pe y logarit din 1 plus y. Da? Hai să facem frumos la același numitor și o să-mi dea așa. Limită când y tinde la 0 din cine deasupra? Y minus logarit din y plus 1, nu? Supra y pătrat, că venea y cu ăsta și cu ăsta. Și aici pot să aplic L'Hôpital, că logaritmul e definit în jurul lui 1, că e 0 plus 1. Și vine limită când y tinde la 0 din 1 minus 1 pe y plus 1, derivat asupra 2y. Le aduc frumos la același numitor. Ah, și deja dă, nu? Ia uitați, vine sus cine? Y plus 1 minus 1 face y, pe y plus 1 pe 2y. Ăștia se reduc și rămân exact cazul de nedeterminare cu 0. Limită când y tinde la 0 din 2 pe lângă y plus 1. Pe când y tinde la 0, cât face ăsta? Este 1 pe 2. Da? Este 1 pe 2. Uite, l-am găsit și în grilă. Este la F.